N-am venit să vă predic în seara asta pentru că știu cu cine am de-a face. Vă cunosc ca niște tineri înțelepți, plini de râvnă, tineri pocăiți, din câte vă cunosc, am, am aflat și știu câteva din lucrările grozave pe care le-ați făcut și nu uh, vreau să zic că nu-mi permit să vă predică, poate că Aș putea să găsesc și să încropesc și eu o predică, pentru că de obicei nu sunt un predicator, nu, nu mă consider un predicator, dar vreau să împărtășesc cu voi câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu și din experiența pe care pe care Dumnezeu mi-a dat-o de-a lungul vieții. Sunt căsătorit de 30 de ani, aproape 28 de ani, anul trecut, deci sunt pe al 29-lea an de căsătorie cu Magdalena. Ne binecuvântat Dumnezeu cu trei copii sănătoși. Dăm slavă Domnului pentru aceasta. Avem și un nepot de la prima fică care s-a căsătorit, îl avem pe Isai, ne-a făcut bunici. E un sentiment fantastic pe care îl trăim, dar nu asta este important și nu asta am venit să mă laud cu, cu performanțele mele, ci dacă mă laud cu ceva, mi-am făcut un obicei să mă laud cu ceea ce Dumnezeu face în viața mea. Pentru că sunt prea mulți oameni care scot pieptul în față și se etalează, încearcă să se etaleze propriile realizări, propriile uh, performanțe, însă, foarte fain și inspirat ați încheiat timpul de închinare. Mai bine simpli și mai bine smeriți și să știi că ești de Dumnezeu iubit. Mai bine să fii smerit și să lași pe Dumnezeu să strălucească, așa cum am cântat în primele, în, într-o cântare mai devreme. Mai bine lucrul acesta și mai înțeleg pentru că ai mai mare parte de bucurie și mai mare împlinirea pe care ți-o dă lucrul acesta. Dar n-aș vrea să intru în subiectul pe care îl avem, tânărul modern și înțelepciunea veche, foarte provocatoare tema voastră de la, de la tineret de anul acesta. N-aș vrea să merg mai departe până când nu aș rosti o binecuvântare peste tinerii care ne-au slujit aici. Vreau să vă întreb pe voi care ați fost slujiți, ați fost bine cuvântați de slujirea lor? Hai să băgăm publicitate, cred că avem nevoie să ne să ne trăzim. Ați fost bine cuvântați de slujirea lor? haideți un pic mai cu viață, aș vrea să avem un pic de interacțiune, că repet, n-am venit să vă predic, am venit să discutăm și să analizăm împreună, să parcurgem câteva gânduri din Scriptură. Aș vrea să rostești și să zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze toată osteneala voastră, nu doar pentru ceasul care ne l-a slujit aici în față, ci și acele ore în șir de repetiții și n-a venit chitaristul, n-avem curent la clap, am uitat un cablu, nu se potrivește, nu știu ce. Zicem ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și fiecare slujire a voastră să fie încununată cu rod bogat pentru slava și împărăția lui Dumnezeu. Voi să rămâneți așa cum ați cântat, simpli, smeriți, ca Dumnezeu să strălucească peste toată slujirea voastră și Dumnezeu să vă binecuvinteze... Amin. amin. Și tot norodul să zică, da? Tot norodul, nu norodul, tot norodul să zică amin. Tânărul modern și înțelepciunea veche. Aș vrea să împărțim timpul care ne-a mai rămas ca să nu, pentru că dau din casă, nu știu, îmi permit să anunț ce în hol? pregătit la sfârșit prin generozitatea și bunăvoința slujitorilor de aici de la Speranța au fost pregătite sandvișuri ca să stăm la părtășie după, așa ca să nu se răcească sandvișurile, aș vrea să închem la ora 8 și n-aș vrea să ispitim pe nimeni. La 9, pardon, scuze, la 8 am zis, la 9, la 9, la 9, mă gândeam, ceasul ăla e foarte fain că pf, îmi dă timp până la ora 9, cât mai avem, 7 ore și 25 de minute. Excelent, să vă țineți bine. Chiar o să vă prindă bine alea la sfârșit. Așadar, în ceasul care ne-a mai rămas, este 8 și 10, în ceasul care ne-a mai rămas, aș vrea ca în 20, maxim 25 de minute, să ne uităm puțin și să aruncăm o privire la ceea ce înseamnă provocările la care trebuie să le faceți voi sau nu ne da, trebuie, sunteți nevoiți să le faceți față voi, ca și tineri, credincioși, temători de Dumnezeu în mileniul 3. Și apoi să vedem cum și în ce fel ne poate ajuta înțelepciunea veche. Dacă este de folos, merită să o luăm în calcul sau nu merită să facem lucrul acesta. De aceea aș începe cu acea provocare de nou început. Este prima întâlnire din an, prima întâlnire de tinere din anul 2024. Ceea ce este grozav și aș vrea să, să nu rămâneți agățați doar în această întâlnire prima întâlnire din anul 2000, 2024, ci să păstrați în mintea voastră frecvent, mereu și mereu, că Dumnezeu este acela care vă dă șansa unui nou început ori de câte ori greșiți. După orice eșec ai avut de întâmpinat, vreau să subliniez lucrul acesta, Dumnezeu îți dă șansa unui nou început. Nu doar în luna ianuarie, nu doar în prima întâlnire de tineri, nu doar în primul serviciu divin de la biserică, ci Dumnezeul pe care îl avem noi, despre care am cântat, căruia ne-am închinat, este Dumnezeul unui nou început, ori de câte ori vii și spui, Doamne, nu-mi face cinste lucrul ăsta, Doamne, mă doare, păcatul meu. Doamne, îmi pare rău de greșeala mea și regret ceea ce am comis. Doamne, regret faptele mele, regret poate gândurile care te macină și persistă și diavolul încearcă să te ispitească în fel și chip. Vreau să te rog un lucru în prima întâlnire din an. Nu te lăsa amăgit de șoaptele celui rău. Adu-ți aminte de faptul că Dumnezeu îți dă întotdeauna șansa unui nou început, ori de câte ori ești gata să vii să te întorci la el. Și am văzut lucrul acesta în viața mea, nu vorbesc basme, nu vorbesc ce am citit în cărți scrise de nu știu cine, ci am văzut în viața mea lucrul acesta, după multe și nenumărate eșecuri de care am avut parte, ori de câte ori am fost înțelept să mă întorc la Dumnezeu și să zic, Doamne, am greșit, am... îmi pare rău, Iartă-mă, Doamne, vreau să mă pocăiesc. Am fost primit cu brațele deschise de Tatăl nostru, care bea așteaptă să găsească o astfel de atitudine în fiecare dintre noi. Așadar, avem două, două planuri în, în întâlnirea asta, și anume, aș vrea să aud de la voi, care sunt provocările pe care tânărul modern le are de făcut față, le are de înfruntat. Pentru că trăim în contextul bunăstării fără precedent în istorie. De când e lumea asta Omenirea n-a dus-o așa de bine, oricât ne-am văitat noi, că e mic salarul, că n-am, că nu reușesc sau că nu-mi convine, și ce. De când e omenirea, de, din, 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 toată istoria ei, niciodată oamenii nu au dus-o atât de bine ca și acum. Apoi, posibilități de comunicare, dacă vreți, nu-i mai cazul să le luăm în discuție, pentru că știți foarte bine, mi-am notat aici posibilitățile de transport, Poți să pleci în 8 ore, ești în America, în 10 ore, ești în ce? În 3 ore, ești în Dubai, dacă vrei să mergi să știu pe unde ați mai călătorit, pe unde ați mai fost. Fantastice posibilități pe care le avem. Explorarea spațiului, a Universului pe care Dumnezeu l-a creat cu telescopul Hubble, să vezi imagini spectaculoase a creației lui Dumnezeu și nu de aici, de peste uh, graniță cu România, ci în spațiu îndepărtat, la an lumină, distanță. Apoi, uh, performanțele științei medicale. Nu de mult am ascultat un, un interviu cu uh, un chirurg, un neurochirurg, Leon Dănăilă. Un, un, chirurg care la 80, nu știu, 80 90 de ani, cred că are omul, încă operează pe creier și spune cât de fascinant este acest organ pe care Dumnezeu l-a pus în cutia asta craniană și pe care cei mai mulți dintre noi îl folosim. Mulți din păcate nu fac uz de ce ne-a încredințat Dumnezeu și ne-a pus aici. Sunt care atunci de, de, sunt, sunt momente în viața noastră când nu folosim uh, materia cenosie pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Dar ori de câte ori, repet... Eșuăm, Dumnezeu este gata să ne dea șansa unui nou început. Ne uităm la toate aceste lucruri, la toată creația, ne uităm la uh, cât de accesibile sunt orice domenii de interes am avea, orice te interesează, îl ai la îndemână. Iei telefonul și ai butonat, ai dat pe un search acolo și ai aflat o grămadă de, de, de argumente și pro și contra. De divertisment nici nu mai vreau să iau o discuție. Pentru că, din punctul meu de vedere, ca unul care am 50 de ani anul acesta, Uh, mulțumesc frumos, Domnul, să te vă Speram ca cineva să zică Mulți înainte, 50 uh, <laughs> Mulțumesc, brate. Ai eu un sandwich La sfârșit, fac cinste uh, uh, Unde am rămas la Divertismentul fără precedent Scumpilor, de când mă știu Pe fața pământului Divertismentul Oferit oamenilor Ca și în zilele pe care le trăiți voi În tinerețea voastră nu a fost niciodată la, la, la învergura asta și la amplitudinea asta. Vrei să te uiți la circ, te uiți la circ. Vrei să te uiți la România au talent, te uiți la România au talent. Nu-ți convine de români, te uiți la american. Nu-ți convine de, eu știu, orice ai vrea, orice documentare ai vrea să urmărești. Este fantastic tot, toate, toate câte, câte se oferă omului acum doar cu un singur scop. Să-l țină ocupat cu orice altceva Tânărul modern să fie ocupat cu absolut orice subiect posibil, numai cu frica de Dumnezeu, numai cu slujirea lui Dumnezeu, nu, numai cu părtășia, numai cu rugăciunea împreună cu frații. Astea sunt lucruri pe care diavolul încearcă, prin o sumedenie de metode, să, vi le, să, să, vă, să vă umple mintea și gândurile cu ele, ca să nu fiți conectați cu Dumnezeu, ca să nu aveți acea părtășie, să nu aveți acea relație și conexiune strânsă cu Dumnezeu. Din experiența voastră, aș putea să aud câteva frânturi, care sunt provocările cu care voi vă confruntați? Se poate să... provocări la care trebuie să le faceți face, sunteți nevoiți. Aveți... Să faceți, bani. să faceți bani, e o provocare, da, și normală și e ok. Super, alte provocări. să rămâi la urmă. Uh, altceva? <laughs> da, mulțumesc Alex. Mulțumesc. Încerc să mă ajut ca să, să fie să fie un pic mai multă interacțiune. Mulțumesc, frate. Apreciez lucrul ăsta. Dar sunt felurite provocări. Trec peste asta și nu nu vreau să forțez nota. Titlul uh, uh, încurajării mele sau gândurile pe care vreau să le împărtășesc cu voi, uh, i-am dat acest titlu Proverbe din două motive. Proverbe pentru că Hai ajutați-mă măcar cu o definiție pentru proverb. Ce înseamnă proverbul pentru voi? Se poate? Un pic de ajutor, vă mă rog. Să nu vorbesc aici ca televizorul. Proverb. Numai nu, fratele Alex, da? Alex, nu. Tu nu. Tu nu, frate. Ce înseamnă proverbul pentru voi? Și nici tu, Bogdan. Ce-i proverbul pentru voi? O zicală care are învățătură. o care are învățătură. O exprimare a unei învățături. Dobândite prin experiență, spune Dexul. Adică cine vine și rostește un, un, un proverb, l-a dobândit în urma unei experiențe. Aveți exemplu de un proverb? Mă puteți ajuta cu un proverb? Haideți vă rog frumos, încercați. Un proverb care îl știți voi, care vă place cel mai mult. Ulciorul nu merge de multe ori la apă. Ce înseamnă asta? Cum l-ai traduce? Care e învățătura din spatele acestui proverb? Merge, să mi De fapt, nu te traduc, scuză-mă, zi. Ce, 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 nu, nu, e bine, e ok așa. poți, să scapi. Aici, aici, aici. Da, poți să scapi dată sau de două ori cu o minciună sau cu un lucru care l-ai făcut și nu vrei să se afle. Dar până la urmă tot o să, o să, se, o să se afle Excelent. și o să iasă la e frumos. care numele tău? Emi. mulțumesc frumos, frate, m-a încurajat. Alt, un alt proverb, hai să vedem. Încă un, un exemplu, măcar unul sau două. Haideți, vă rog. Cine se scoală de dimineață de parte ajunge. Ce înseamnă asta, frate Dani? Ajută-mă, te rog frumos. La ce te referi cu asta? Te scol cu noaptea în cap la ora 11, e ok? Băi, e destul de clar, nu? Că cine se scoală de dimineață de parte ajunge. Adică să încep suficient de devreme, să încep suficient de timpuriu ceea ce vrei să faci ca să poți să ajungi departe, ca să te poți bucura de progres, ca să poți să te bucuri de, de o reușită, să, să vezi cum evoluează lucrurile. Și haideți, vă rog, ajutați-mă cu încă un exemplu. Schimbă părul dar La ce te referi, te rog, ajută-mă Nu vă rog, am emoții Lupul zice nu vă rog, ok Hai să trecem peste emoții Ajută-mă, te rog La ce te-ai te gândit când te-ai gândit la proverbul ăsta? Lupul schimbă părul dar an, ravul uh -uh. Adică putem să ne schimbăm înfățișarea De a să rămânem cu obiceiuri vechi Sau să trecem Foarte tare Îmi spui numele tău, te rog Ana Maria. Ana Maria Mulțumesc frumos, Ana Maria, pentru că ai adus în discuție acest, fac o paranteză, acest proverb. Este o învățătură, o înțelepciune veche, dobândită prin experiență de părinții noștri și Ana Maria foarte inspirată de, de, de faptul că ai adus în discuție lucrul ăsta, pentru că este unul din șiretlicurile pe care diavolul le folosește în viața noastră a tuturor, că ești tânăr sau că ești vârstnic. Zilele astea am stat de vorbă cu un bărbat în floarea vârstei, care a comis o grav de tot, o perioadă din viața lui a trăit în duplicitate. Care în fața bisericii, bă, cine, fratele, Tom, omul lui Dumnezeu, cum se roagă, bă, cum predică, ăla, cum cântă, ăla? și în spate era cu totul și cu totul altceva. Chiar dacă aparențele lăsau să se înțeleagă ceva despre el, înăuntru lui, năravul lui nu era schimbat. Deși cândva a avut o întâlnire cu Hristos Domnul, deși cândva a stat față în față cu Dumnezeu, s-a prăbușit și a zis, Doamne, mă pocăiesc de păcatele mele, îmi cer iertare, vreau să te slujesc, vreau să te urmez și am temeat o familie frumoasă, deosebit, tot ok. Dar datorită nevegherii, datorită distragerilor pe care Diavolul le-a adus în viața lui datorită deconectării cu biserica, datorită lipsei de comunicare, atâtea factori care pot să intervină în viața noastră care ne abordați rămânând nu fac altceva decât să ne ducă la, la distrugere. Și poți să acoperi și să-ți arăți că-i blana stufoasă și, bine, nu la mine, nu-i cazul, da? Nu, vorbesc așa, ipotetic. Poți să-ți arăți că <laughs> este ok și aparențele, să le lasă să, 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 să fie perceput de frați, într-un fel sau altul. Dar în ravul tău să nu fie acela și să, să trăiești o viață duplicitară. E trist lucrul ăsta. Am avut tineri în lucrarea cu bărbații. La o, a fost o, o perioadă în care am promovat foarte uh, activ în bisericile locale lucrarea cu bărbații și aveam grupe de tineri în care ne întâlneam și discutam toate provocările de care, la care trebuie să le facem față. Și aici o să fac o paranteză, dacă-mi permiteți. Uh, am adus aici. Uh, hârtii, de fapt hârtiile luat de aici de la biserică. Poți să le dai să circule asta și să vă luați fiecare câte o hârtie să aveți în, în mână și apoi cine mă ajută să împărțim uh, asta? Mă ajută? mi mă te rog frumos. Să împart să fie uh, creioane. Aș vrea ca la sfârșit, dacă aveți probleme de orice fel, nu trebuie să fie legate de temă, da? Uh, tânărul modern și înțelepciunea veche. Nu are de a face. Dacă sunt întrebări, ne nelămuriri, eu știu, lucruri pe care vi greu să le adresați, întrebări pe care vi greu să le adresați oricui altcuiva, vreau să vă stau la dispoziție Împreună cu Bogdan, la sfârșitul întâlnirii de astăzi, și să încercăm să găsim un răspuns, fie public, sau dacă vreți să ne luați separat, fără nicio problemă, stăm împreună cu voi și încercăm să aducem uh, lămuriri. În timp ce se derulează împărtășirea asta noastră în jurul Cuvântului lui Dumnezeu, fiți liberi să vă gândiți sau să puneți pe hârtie, și apoi la sfârșit, anonime, poate să fie anonime, nu trebuie semnate, fără niciun stres, e ok? Să înțelegeți ce trebuie făcut cu hârtia. Super, minunat, mergem mai departe. Um, primul lucru spuneam despre proverbe, da? Acea experiență veche, experiență prin care au trecut înaintașii noștri, bătrânii, părinții noștri, bunicii, străbunicii, înainte-mergătorii noștri, câte generații vreți voi, ne-au lăsat aceste învățături prin. Prin, prin aceste proverbe, da? Cine se scoală de dimineață, zicea Dani, ajunge departe. Tu ne spuneai... Ulciorul nu merge de multe ori la apă, mă păcălești odată, mă păcălești de 10 ori. Poți să-ți aduci o înfățișare și să mă induci în eroare cu ceea ce vrei să etalezi. Dar nu o să meargă la nesfârșit. Cândva, într-un fel sau altul, vei fi dat pe față. Fie te expune cineva și ți arată și te pune în văzul lumii, fie este Dumnezeu cel care îți dă harul și ai parte de acea cercetare lăuntrică și nu mai poți să duci cu tine acea duplicitate. Fie ce spunea Ana Maria de uh, uh, după care schimbă năravul, blana, dar năravul nu. Ce vreau să spun și aduceam în discuție grupele de tineri pe care le-am făcut, m-a impresionat în multe situații tineri care au venit și au zis frate, nu mai rezist, nu mai pot să trăiesc în felul ăsta. Vin joia la tineret și duminica la biserică și cât timp sunt aici, mintea mea este în cluburi, pentru că mă duc și în cluburi. Când sunt în cluburi și mă uit la dansatoarele de acolo și la viața de club și la, la tot ce aduce cu sine mizeria din club, îmi răsună în minte cuvântul lui Dumnezeu. Și frate, am această luptă în minte. Nu mă bucur nici la biserică când sunt pentru că îmi stă mintea la prostii, nici când mă duc la prostii, nu mă pot bucura de plin acolo pentru că îmi răsună în minte cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, duplicitatea asta de care vorbeam, și de lup, și de ulcior, nu o lăsați să se cuibărească în viața voastră. Sunt două proverbe pe care le-am luat în discuție și aș vrea să le luați în calcul, să meditați asupra lor, dacă vreți, care ambele vorbesc despre duplicitate. Și uite acum și las deoparte ce mi-am pregătit să vă spun. Nu îngăduiți duplicității să-și facă loc în viața voastră. Nu vă îngăduiți și nu vă permiteți delectarea sau divertismentul pe care pornografia îl aduce, pe care jocurile de noroc au, au ai impresia că ți le aduc păcănele sau bani făcuți cu ușurință într-un fel sau altul, sau eu știu ce alte lucruri vă permiteți sau încercați să vă amorțiți conștiința ca să vi le puteți permite, că e ok, nici Dumnezeu nu se supără și trece și el cu vederea că e bun. Nu vă îngăduiți în astfel, pentru că niciodată, de când sunt pe calea Domnului, nu am găsit, n-am întâlnit pe cineva care să-mi spună că este super încântat și bucuros de viața duplicitară pe care o are. Din potrivă, de o zdrobire și de o frustrare și de o, de o, de o tensiune teribilă, ca să încerci mereu și mereu să etalezi să fii ceea ce nu ești, să arăți celor din jurul tău că... Ha, sunt cu tare, sunt în felul ăsta sau am calitățile astea și când colo tu ești sec, ești gol, ești searbă pe dinăuntru. Și viața ta este cu totul și cu totul altceva. Nu vă dați voie și nu vă permiteți, în ghilimele spus, luxul acesta sau nu vă permiteți, nu vă îngăduiți și nu vă lăsați târâți de cel rău în această amăgire. Pentru că asta este cuvântul cel mai bun. Este o amăgire pe care cel rău reușește să vă strecureze sau să vă determine să o comiteți. Și tot prin natura slujirii am avut parte să slujesc în penitenciarele din România și multe, multe, multe nenumărate situații în care bărbați din penitenciare mărturiseau același lucru. Am crezut că stare, am crezut că val, am crezut că am prieteni, că am spate, că am bani, că am toate astea, dar n-am avut nimic. Când a venit necazul peste mine, m-am trezit singur, m-am trezit gol, m-am trezit părăsit, m-am trezit sec și fără nimic și trebuie să o iau din nou de la capăt. Am două situații cu care, doi bărbați cu care vorbesc acum și care țin aproape de ei, care au avut o viață admirabilă. Unul cu doi ani înainte de a ieși la pensie a divorțat, altul este într-o situație teribilă acum și, și un conflict în familia lui de, de, de nedescris. Pentru că au acceptat amăgirea aceasta a duplicității, la vârsta de 61 de ani să o iei din nou de la zero, să trebuiască să-ți vinzi bunurile care le-ai agonisit. Poate că na, e greu să vă imaginați ce, ce, înseamnă asta. Voi cei care sunteți mai în vârstă, înțelegeți. Aici că avem doi tineri din, din, Liga a doua, nu? Vă salutăm, bine, Domnul să vă binecuvinteze, ne bucurăm că sunteți cu noi. Înțelegem mai bine ce înseamnă lucrul ăsta. Să iei din nou de la zero după ce o viață întreagă ai construit ceva, să trebuiască să vinzi, să renunți, să zici, na, asta e jumătatea mea, asta e jumătatea ta. Adică o văd ca o astfel de rupere, știi? asta mele. Asta e, hai să care facem, cine, cum, cum ne împărțim și cum, cum, cum ținem între noi bunurile pe care le-am agonisit o viață. E bine, pentru că timpul trece și e vrăjmașul nostru și vreau să dau ocazia și lui Bogdan să împărtășească experiența lui de viață, aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că una este ceea ce încerc eu să vă spun și proverbele vechi, care într-adevăr sunt... Experiențe, învățături pe care înaintea și le-au trăit și ni le-au lăsat scrise, s-au lăsat prin viu grai altele scrise, bineînțeles. Hai să ne uităm ce are de cuvântul lui Dumnezeu de spus. Și știi la cine să ne uităm? Nu la unul oarecare, ci așa cum tu cred că Andrei ai citat din rugăciunea lui David, din psalmul 32, dacă nu greșesc. Ne mai uităm la o altă rugăciune a lui David, în 1 Cronici 29, unde David spunea așa, David a binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunări și a zis, binecuvântat să fii tu din veac în veac, Doamne, Dumnezeul Părintelui nostru, Israel. Binecuvântat să fii tu, Dumnezeule, din veac în veac. Dacă îl ai pe Dumnezeu și crezi în El, nu da voie duplicității în viața ta. Nu îngădui ca, nu, nu, nu fi duplicitar, să ai impresia că poți să-L Păcălești pe Dumnezeu, pe noi ca și semeni, ca și frați. Categoric, ne poți păcăli și poți să duci 5-10 ani din viața ta, dacă vrei să-ți permiți să fii duplicitar cu noi. Dar înaintea lui Dumnezeu, nu uitați. Cuvântul Domnului spune că totul este gol și descoperit, Andrei. Zi mai tare, frate. Totul este gol și descoperit. Pe Dumnezeu nu-l poți duce cu preșul. Pe mine, pe Alex, ne păcălești. Pe Emi, pe Andrei, pe, pe Dani, pe cine vrei tu. Poți să ne păcălești foarte ușor și să-ți iei acea față de, de sfânt și de neprihănit. Dar nu vă îngăduiți luxul acesta, pentru că auziți ce spune David în versetele mai de, următoare. Ale tale sunt, Doamne, mărirea, puterea, măreția, veșnicia și slavă, căci tot ce este în cer și pe pământ este al tău. A ta, Doamne, este domnia, că tu te în ca un stăpân mai presus de orice. De la tine vine bogăția, slava. Tu stăpânești peste tot. În mâna ta este tăria și puterea și mâna ta poate să mărească, să întărească toate lucrurile. Și zice David acolo, acum Dumnezeu nostru, te lăudăm și preamărim numele tău. Nu lăsa să treacă nicio clipă din viața ta în care să nu recunoști lucrurile acestea. Doamne, de la tine am suflarea, de la tine am bani să-mi plătesc netul, de la tine am bani să-mi am avut bani să-mi cumpăr uh, telefonul, de la tine am avut bani să-mi fac unghiile, să-mi fac freza, cei care mai puteți, să-mi iau cămașa aia slim fit care stă bine pe mine când slujesc și așa mai departe. Nu uitați că Dumnezeu este suveran și prin harul, prin durarea, prin bunătatea Lui vă bucurați de toate lucrurile de care vă bucurați. Este suveranitatea Lui Dumnezeu pe care împăratul David, nu un om de rând, nu un muritor, unul care avea sub porunca Lui un întreg popor. Și dacă îi spunea, nu-mi place de Emi, pe ăsta vreau să-l trimiteți la capre, la păscut, să meargă de deci să nu mai văd, se executa fără nicio comentariu, nu avea nicio chestie de zis, nicio, niciun cuvânt de, de, de domne, nu sunt de acord, stai să vedem, să supunem la vot, să facem, nici nu se punea problema. Un astfel de om care avea toată autoritatea peste puterea, peste, pe, peste poporul Israel, vine și spune, Doamne, Tu ești Dumnezeu, ale Tale sunt toate, de la Tine le-am primit, de la Tine le avem, de la, din, din, din bunătatea Ta ne bucurăm de toate lucrurile acestea. Este suveranitatea lui Dumnezeu, David recunoaște și afirmă trecutul și învățătura veche care spune că ești Dumnezeul părinților noștri Israel. Doamne, noi, noi de la părinții noștri te-am învățat. Și aici aș face o paranteză foarte scurtă. Nu vă nesocotiți părinții. Am am avut și eu, am trei copii, doamne, am, avut. Am, am trei copii cu care am avut și noi conflicte și încă mai avem păreri și divergențe și așa. E dureros pentru un părinte să nu, poată, să nu se poată conecta cu copiii lui și să nu-l asculte și să creadă că sunt ce știi tu, man, you're old school, termină cu din asta, lasă că asta a fost pe vremea ta, îți fumate astea, a trecut, sau eu știu ce expresii mai aveți în voi. Credeți-mă, scumpilor, nu există pe fața Pământului oameni care să vă dorească mai mult bine decât vă doresc părinții voștri. Așa de stângați cum sunt în abordarea cu voi, așa de, poate, lipsiți de, nu neapărat înțelepciune, aș zice, lipsiți de tact în felul în care vă abordează. Și să vă aduc aminte de un lucru care tot cuvântul lui Dumnezeu îl spune. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Și dacă aș spune aici, care dintre voi vreți să fiți deprimați, anxioși, botoși și supărați toată viața voastră? Ei vreunul care și-a propus chestia asta. Hai să serios, niciunul. Vreți să fiți bucuroși, împliniți, fericiți pe pământul ăsta, satisfăcuți de ce oferă... E o condiție aici, cinstiți-vă părinții, iubiți-vă părinții și știu că spun lucrurile astea apăsat în dreptul cuiva, pocăiți-vă de atitudinea asta de răzvrătire și lăsați-L pe Dumnezeu să vă înnoiască viața, să... Vă supuneți suveranității lui Dumnezeu și mulțumiți că El a rânduit. Ce a fost alegerea Lui să te încalțe dacă vrei cu părinții care ți-a dat. Ia-o și așa dacă nu-ți convine. Dar sunt părinții pe care Dumnezeu în suveranitatea Lui a ales să ți-i dea. Trec superficial peste ce mai am de zis și ce mai vreau să împărtășesc, pentru că se vorbește foarte mult despre imaginea de sine și Vă aburește diavolul, netul, TikTok și uh, Insta, și toate astea, că tu ești, că tu meriți, că tu ești buricul pământului și că ție-ți se cuvin și că uh, le meriți pe toate, și toată lumea trebuie să percuteze la, la, la avioanele, la figurile care le ai tu în cap. E bine, uite ce zice Împăratul David: Ce sunt eu și ce este poporul meu ca să putem să-ți aducem daruri de bunăvoie. În Psalm, în altă parte, ce. Cine am fost? Nu cum zice acolo, ci, 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 cine am fost? În psalmul 20 sau 21, mai mai luat de la coada oiei, doamne, am fost un cioban. Când s-a dus Samuel să ungă împăratul lui Israel, tatăl lui, David, a zis, ăștia sunt toți copiii tăi, că cineva lipsește. Parcă, nu, ăștia sunt cei mai, uite, prezentabil, frumoși, aranjați, ăștia sunt... Bă, nu sunt ăștia toți, îi zice omul lui Dumnezeu, mai nu, nu niciunul dintre ei și știu că la tine în casă trebuie să ungă împăratul. A, mai am unul, da, la. Ei. A, coada, oi, ăla se luptă, bate cu ursul, e, e ciobană, e necioplit, e nemanierat, miroase și așa mai departe. Nu vom sta la masă până când nu-l aduci și pe ăla pe care tu îl desconsideri. Și dacă te-ai simțit vreodată asemenea lui David desconsiderat și etichetat de oameni într-un mod în care n-ai fi vrut să fii, dă-mi voie să-ți spun că înaintea lui Dumnezeu ai valoare, ai preț. În suveranitatea lui Dumnezeu, Dumnezeu își arată dragostea și bunătatea față de tine și ești prețios în ochii lui. Dă-i voie lui Dumnezeu și permiteți lucrul acesta să te conectezi cu el, să-i dai voie lui Dumnezeu să, să, să vină în viața ta, să fie o parte prezentă de zi cu zi, în viața ta. Pentru că mai departe vine și îi spune uh, uh, Împăratul, totul vine de la tine și din mâna ta primim ce ți aducem. Și mai cântăm noi cântarea, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Oameni buni, nu încercați altceva decât ceea ce este scris. Învățați din înțelepciunea celor dinaintea noastră, înainte mergătorilor noștri, care au trecut pe aici, care au încercat altceva și care au ajuns la eșec. Dacă vreți neapărat să fie asta și experiența voastră și să fie o învățătură, n-aveți decât să încercați, dar este și mai înțelept să știți să înveți din eșecurile lui Alex din eșecurile pe care Andrei le-a împărtășit cu noi și a fost suficient de vulnerabil să ni le spună, la fel cum a făcut Emi și Dani și așa mai departe. Și trec la o decizie pe care marele împărat, omul care avea toate lucrurile în, în, în subordine și la cuvântul lui, zice așa, știu Dumnezeule că tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă. Ana Maria, acea duplicitate este urâtă înaintea lui Dumnezeu din proverbul pe care tu ni l-ai adus în discuție. Lupul schimbă nravul, blana, dar năravul nu. Ulciorul, ulciorul nu merge de multe ori la apă, pentru că la un moment dat va fi dat pe față ascunzișul și toată, toată tăinuirea și, și duplicitatea din viața ta. Zice așa, tu cercetezi inima și iubești curăția de inimă. De aceea ți-am adus toate aceste daruri de bunăvoie în curăția inimii mele. Și mai face rugăciune și continuă această rugăciune, David spunând, ține întotdeauna inima poporului tău, aceste porniri și aceste gânduri. Întărește-i inima în tine. Și dacă v-aș îndemna, trei lucruri sunt acestea. Agățați-vă de suveranitatea lui Dumnezeu. Respectați lucrul acesta, că Dumnezeu este suveran. El te-a așezat în postura în care ești, cu părinții care ești, cu frații care te nervează, poate, care ți iau hainele și se dau mari cu hainele tale și așa mai departe. Acceptați lucrul acesta. Este suveranitatea lui Dumnezeu îmbrățișați dependența de Dumnezeu, nu trăiți de capul vostru, nu vă lăsați amăgiți de cel rău, ci îmbrățișați această dependență. Doamne, de la tine vin toate, de la tine le primesc. Recunosc lucrul acesta. Și apoi, slujiți lui Dumnezeu de bună voie. Acum, Dumnezeule, hotărăsc să te slujesc. Acum, Doamne, hotărăsc să opresc duplicitatea, să opresc Fățărnicia și ipocrizia din viața mea. Faceți lucrul acesta. Iar nu puteam să găsesc în anturajul meu un exemplu mai bun de, acest, de, 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 de ceea ce v-am spus mai devreme în, în, în locul lui Bogdan. Bogdane, te rog să vii lângă mine aici, fratele meu. Uh, îl cunosc pe Bogdan de câțiva ani de zile, am fost binecuvântat de Dumnezeu să-l aducă în viața mea, îl cunosc ca pe un bărbat de caracter, un, un om ales și avem oarecum, împărtășim același trecut în creșterea noastră. Amândoi venim din familii de nepocăiți, amândoi am crescut fără un exemplu masculin în, în viața noastră, fără un tată care să ne dat uite, așa trebuie, -am, avut, am fost tinerii moderni care trebuie să ne uităm la alții pentru înțelepciunea veche. Însă ce am văzut, nu știu câți dintre voi ați trecut prin Timișoara pe, pe Tacheonescu. Ați trecut pe Tacheonescu, știți? IPG, Complexul Ișo, îl știți? Iată omul care l-a construit. El este Bogdan, este responsabil pe tot ce, cu ajutorul Domnului și cu înțelepciunea pe care a dat-o, este omul care a, coordonat tot ce s-a construit la Ișo, acolo, tot ce țin de structură, înălțim și așa mai departe. Blocurile de la Pădurea Verde, le știți? Blocurile Tun, 14 etaje. Bogdan, este responsabil de asta. Nu că urmează colecta, știți și vrea să îi dăm la fratele. Apoi, British School, biserica, de, biserica reformată de la podul, din, de la podul de, cum îi spunem, dorobanților. Este o biserică frumoasă acolo, atipică, o biserică reformată. Din nou, înțelepciunea pe care a dat-o Dumnezeu. Dar a făcut un singur lucru și un lucru pe care l-am văzut în viața lui Bogdan, Vă uh, scuzați, o să aveți aici o scamă. Un lucru pe care l-am văzut, sau câteva lucruri pe care le-am văzut în viața lui Bogdan, l-am văzut ilustrând ceea ce am încercat să vă spun aici. Învățătura veche în viața unui tânăr modern, chiar dacă pare la așa mai nasol, acum și obosit, bătrân, dar uh, a fost cândva tânăr și în tinerețea lui a făcut lucrul acesta. A acceptat și s-a supus suveranității lui Dumnezeu și a dedicat viața lui Dumnezeu și trăiește dependent de Dumnezeu. Și ce am apreciat și mai mult, că a știut întotdeauna cu toate provocările pe care le are șase șantiere cât le-a avut odată, să-și pună la dispoziție viața și să și slujească pe Dumnezeu concret. Bogdan, nu vreau să te perii ieftin, nu vreau să creadă copiii ăștia că candidez la nimic, că nu-i trebuie voturi, nu vă înscrie la stați liniștit, nu, 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 urmează nimic de genul. Doar am văzut lucrurile acesta ca o chestie concretă, ca un exemplu concret actual. Ca ai zice că, oh, David atunci a eu știu, a fost istorie, a fost nu știu ce, nu, nu, nu. Și astăzi este valabilă suveranitatea lui Dumnezeu, cel care se supune suveranității lui Dumnezeu, cel care își însușește dependența de Dumnezeu în trăirea de zi cu zi, va fi binecuvântat și lumina de care cântam va străluci pe cărarea lui și nu în ultimul rând a decis să slujească lui Dumnezeu el și casa lui, împreună cu Ramona, soția lui și cele patru fete cu care a binecuvântat Dumnezeu, fac o treabă fantastică în slujirea Domnului. Frate, mai zici ceva dacă poți. Trebuie să-i dați mai mult timp la Alin mețumesc, data viitoare când vine aici. Că existi, frate. Da, mi-am luat câteva notițe. Mă bucur și o să fiu uh, împreună cu voi și ca o glumă, acum nu mai sunt chiar tânăr, așa cum zicea Alina, și mi-am dat seama cu câțiva ani, m-am gândit eu să mai fac o facultate a doua și m-am dus la, nu mai știu unde era sala și mă duc și mă întâlnesc cu cineva și zic, colega, poți să-mi zici, te rog, și mie unde e clasa cu tare? Da, îmi zice, mă duc acolo, erau colegii, mi-am dat seama că erau mult mai tineri ca mine și când intră era profu. Era cam de vârsta mea și am zis, atunci, las că nu mai trebuie să fac a doua facultate, e suficientă una. Vreau să, să uh, zic câteva cuvinte de la Domnul care mi l-a pus pe inimă pentru voi și să vă împărtășesc un pic din experiența mea și modul în care Dumnezeu a, lucrat cu, cu, cu mine și vreau să spun că dacă ești astăzi aici să știi că Dumnezeu are plan urmar pentru tine în anul acesta și n-ar trebui să irosești viața, ar trebui să vezi ceea ce Dumnezeu are pentru tine și tu ești răspunsul lui Dumnezeu pentru generația aceasta pentru că Dumnezeu i-a zis lui, lui, lui Noe am văzut un om bun în generația aceasta, îi zice lui noi, și tu poți să fii omul acela care schimbă generația ta. Și știi de ce? Pentru că cuvântul Dumnezeu zice asta. În Efeseni 2 cu 10 spune că și noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte ca să umblăm pe ele. Și într-o altă traducere zice noi suntem capodopera Lui Dumnezeu. Știi ce înseamnă o capodoperă? O lucrare de artă, o lucrare de o valoare inestimabilă. Asta zice Cuvântul Dumnezeu, că suntem noi, fiecare dintre noi. Și Dumnezeu a pregătit lucruri bune în care să umblăm fiecare dintre noi în anul acesta, în anul 2024. Aș vrea să vă împărtășesc câteva lucruri despre mine. Mă numesc Bogdan Oslanții, am 39 de ani, sunt căsătorit de 18 ani cu, cu soția mea, Ramona. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu patru fete. Beatriz de 14 ani, Carina de 10 ani, Leia de 4 ani și Rud de 3 ani. E o provocare, așa cred că am două generații. Uh, am absolvit facultatea de construcții, secția inginerie civilă, locuiesc în Timișoara, slujesc în biserica Lumina de vreo 2-3 ani. Profesional, de vreo 15 ani, am lucrat ca inginer. Manager de proiect, director tehnic la o firmă de construcție. Am avut șantiere în, în, în toată țara, București, Cluj, Oradea, Am avut sub uh, coordonarea mea câteva sute de oameni, vreo 2, trei, patru sute de oameni, uh, cu proiecte mari de, de, de milioane de euro. Uh, în momentul de față am business-ul meu și mulțumesc domnului că mi-a dat și. Uh, mi-era frică de multe ori să fac pasul ăsta, dar cumva, când Dumnezeu deschide ușile, nu trebuie decât să mergi în direcția asta. Și poate vi se pare că am venit să mă laud în fața voastră și asta am venit să fac, să mă laud, dar nu cu ce fac eu sau cu ce bun sunt eu sau cât de inteligent, ci cu ceea ce a făcut Dumnezeu în viața mea, de unde m-a luat și cum Dumnezeu ridică, aduce valoare, restaurează și schimbă totul la 180 de grade. Și aș vrea să vă zic că exact așa cum a citit Alin în, Psalmul, în, în în 1 Cronici cu 29, cred că Dumnezeu în seara asta vrea să puncteze câteva lucruri și n-am vorbit foarte mult despre ce o să discutăm, doar mi-a zis tema și mi o zis că din Cronici și multe lucruri din care Alin o, o zis, cumva și eu o să le punctez și cred că Dumnezeu are în seara asta cu cineva de lucru. Și vreau să-i dau doar cinste lui Dumnezeu și onoarea care o merită pentru tot ce a făcut el în viața mea, în viața familiei mele, în viața casei mele, exact cum zice David. Totul vine de la tine și din mâna ta primim totul. Eu m-am născut în Timișoara, nu mi-am cunoscut tatăl, am trăit într-o familie monoparentală, undeva în cartierul Ronaț, dacă îl știți, e destul de aproape. În copilăria mea am trăit într-o casă, avea o bucătărie, o cameră, un hol în care trăiam 8 persoane. În jurul vârstei de. într-o familie catolică erau părinții mei, bunicii mei. În jurul vârstei de 10-11 ani ne mutăm în calea șagului într-un apartament. Dumnezeu face așa fel încât familia mea să primească o moștenire din Anglia de la o rudă care nu o știa. Păi Dumnezeu te bine lucruri care nu îți dai seama. Însă, atunci când umbli fără Dumnezeu, cumva, lucrurile și care le-ai le scat printre degete, mama mea pierde apartamentul respectiv în urma, erau pe vremea aceea tot felul de combinații cu oameni plecați în străinătate, îmbutărânciri în la notar, în fine, pierde apartamentul, ne reîntoarcem în casa bunicii mele, mai am o soră care e mai mică ca mine, după o perioadă se ceartă mama mea cu, cu, bunicii mei, ne scot afară din casă și ajungem efectiv pentru o perioadă de vreo două Între timp Dumnezeu, Dumnezeu, am închis eu? Da. Dumnezeu rezolvă lucrurile, ajung să stăm într-o casă, da, pot să zic într-o casă, dar avea pământ pe jos, dar era mai bine decât, decât în gară. În perioada aceea, nu știu, aveam 13, 14, 15 ani, încerc să îmi doream să răzbat un pic, să scot capul un pic afară și mă angajez undeva. Primul meu job a fost vânzător în bazar, când nu erau molurile, erau bazarul pe Brâncovianu, a lucrat la un arab, după am cam muncitor necalificat în construcții. Iubesc ungurii, dar erau niște unguri zidari care atâta mă forjau, făceam mortar de căram de nu mai puteam, erau buni zidari. <laughs> Problema era că cumva încercam să răzbat eu într-o lume, dar nu căutam unde trebuie și aici aș vrea să puntez un lucru, nu știu în ce situație te afli tu acum, în viața ta sau unde ești, dar cred că dacă ești aici, cauți în loc unde trebuie. Eu am încercat să caut în, în lume și să mă fac eu cumva să împlinesc eu anumite nevoi care doar Dumnezeu le poate împlini. Între timp, în, în, am început să umblu într-un anturaj nu foarte sănătos. Mă revolt, mă, mă revort împotriva mamei mele și cumva asta o punctat și, și, și Alin și aș vrea să punctez și eu lucrul acesta. Încercați să nu vă revoltați împotriva părinților voștri, că cu bune, cu rele, cum vă crezi, fie... și voi o să fiți părinți și voi o să greșiți la rândul vostru, chiar eu, eu sunt părinte și încerc să-mi cresc copiii cât pot de bine, sigur că nu voi reuși perfect, că nimeni nu reușește și cumva vă încurajez să aveți înțelege un pic. Eu mă revolt și plec de acasă, la 14 ani plec de acasă, fug de acasă câteva luni și atunci intru într-un anturaj foarte rău și ați vrea aici să vedeți cum păcatul vine, te înconjoară, te duce din ce în ce mai jos, tu ai impresia că bă, ești cineva, nici nu vezi, nici nu-ți dai seama, dar așa de jos te poate duce și plec de acasă, încep să consum alcool în cantități destul de mari, să fumez, asta era, nu, nici nu era o chestie, era by default, nopțile încep să le pierd prin străzi, prin, pe, prin, prin baruri, normal că așa, gradual cu merge, încep să mă droghez, încep să mă droghez cu iarbă, fumam, peste tot era cumva plăcerile noastre, așa, mici, a, că n-ai nimic dacă deodată, de, câte un pic, câte un pic. În același timp, eram la liceu, mă dă afară de la liceu, mă exmatriculează, după aia mai rămân corigent un an, eram prin clasa 11 fac acum o glumă că n-am înțeles foarte bine integralele și o trebuie să aprofundez un pic clasa 11 am făcut-o cu, de trei ori și cu ajutorul domnului a treia oară am biruit-o. Da, Uh, încep să trec deja la alte niveluri de, 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 de droguri și încep să folosesc heroină injectabilă. Și, uh, nu știu, toți din prietenii mei care au, au, au făcut lucrul acesta au hepatita B. Uh, și o să vă mai zic un pic des, despre ei mai încolo. Uh, nu mai primeam, efectiv, nu erau așa multe farmacii ca acum, și efectiv nu ne mai dădea la, nu mai dădea la farmacii siringă de insulină și apă distilată, că cu aia trebuia să facem, să combinăm uh, heroina. Uh, vă dați seama că nu aveam foarte multe mulți bani, nu aveam resurse, nu lucram, uh, trebuia să fac rost de bani. Scopul meu pe care mă trezeam dimineața era să fac rost de bani, să-mi iau droguri. Dacă nu aveam sau nu reușeam să fac rost din diverse motive, că de multe ori îl prindea pe cel care ne furniza, Dumnezeu m-a scăpat de vreo trei ori de poliție, cu drogurile în buzunar, cu. Deci, numai mâna lui Dumnezeu a fost acum când, când mă uit în spate, și uh, trebuia să fac rost de bani. Dacă nu aveam bani, aveam alte. Luam medicamente cu alcool și crea tot felul de uh, senzații tare. Uh, înce am început să înșel oamenii, am început să fur pentru că nu mai aveam de unde să fac rost de bani. Era ca un. Pulsan mine să vină seara, să mergem la unul dintre noi acasă și să începem să ne simțim bine. Minciunea, minciunea diavolului era în felul următor. Domnule, restul nu știu să-și trăiască viața, restul nu știu să, te, să, se distreze. Tu ești cel care, uite ce fain te simți, uite ce bine te simți, uite ce, ce anturaj fain, uite te la ea. Merg acasă, Paștele și Crăciunul meu era numai să beau sau să mă droghez până am pe jos, efectiv, deci până am pe jos și în șanțul am stat și nu vedeam, eram atâta de orb încât nu vedeam lucrul lucru acesta. Vreau să zic că majoritatea prietenilor mei din vremea aceea îs morți acum sau îs în pușcărie. Pentru că ori condus sub influența alcoolului, ori intra sub tiruri, ori a avut accidente, alții ne mai avem bani, ori trecut la următoarea etapă. nu să fure sau să înșire, să spargă magazine, poliția i-a prins, ori ajuns la pușcărie, ori intrat, ori ieșit și cumva viața lor uh, n-a mai putut să meargă pe un făgaș normal în care, uh, cum ziceam de la început, Dumnezeu ne pregătește lucruri bune, dar fără Dumnezeu, e doar o, o, o minciună, că Exact cum mă mințea și pe mine diavolul, domnule, tu ești cel care ești important, ești... Și în, în contextul acesta, vieții mele, haos și dezastru, intervine Dumnezeu. Și intervine într-un mod miraculos, efectiv. Pentru mine, nici acum nu pot să... să, 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 să... O fost dragostea lui Dumnezeu care m-a căutat. Mă cert pentru un pic cu prietenii mei, se mai întâmplase lucrul ăsta, ne acuzam de diverse, n-aveam bani, eram stresați, a, relația cu mama mea era una catastrofală, deci era haos în viața mea. Și în contextul ăsta intervine Dumnezeu, mă duc la un meci de fotbal, eram microbist, mă duc la un meci de, și acum țin de poli, oțelul, era 0-0, mă duc, eram singur, băuse în câteva beri și văd două fete. Și mă duc la ele și zic, uite, eu singur, nu vreau să stau lângă voi. Ele nu, normal, se iau și pleacă. Eu ins eu insistent, mă duc și mă pun lângă ele și zic, mai nu mai plec de lângă voi. Așa a făcut Dumnezeu că erau două studente creștine, pocăite, care venise pentru... Nici nu venise de la meci, erau în sesiune și ieșise numai să se plimbe un pic. Și au zis, hai să încercăm să vedem dacă ne lasă să intrăm. Fără bilet, jandarmii le lasă fără bilet să intre și din șapte, opt mii de oameni care treau acolo, tamanul înaintea mea au venit. Uh, ulterior, uh, mie mi-a plăcut de una dintre ele, în fine, mă cheamă dacă la biserică, mergeau la organizație, organizația studenților creștini evanghelici din Timișoara, îmi zice ei pe unde și cum măi, zic, mă, da, hai să ne întâlnim. Dumnezeu începe să schimbe viața mea din momentul acela, în... deci, în direcția care mă duceam în jos, Dumnezeu mă ia, mă ridică și uh, mă restaurează complet. Deci, reușesc să termin clasa 11 într-un final, o întâlnesc pe soția mea actuală, care termina medicina, deci eu terminam liceu, ea terminat medicina. Fată de păstor, Dumnezeu m-o binecuvântat, cum nici nu m-am gândit vreodată. Așa, prima oară când am învățat a fost pentru bacaloriat. Deci până atunci nu învățasem deloc la liceu și așa uh, mi-o vorbit Domnul că aici trebuie să înveți. Și am învățat, am luat ore de matematică, Dumnezeu m-a binecuvântat și am reușit să iau examul uh, examenul de bacalaureat, chiar dacă la vreo câteva materii cu 6, cred că era limita. În fine, da, nu, nu contează, dar m-am hotărât să nu copiez. Și cumva Dumnezeu a onorat lucrul acesta, chiar dacă eram, vă dați seama, după ce n-ai învățat 5 ani sau 7 ani când am făcut liceu, ce să mai înveți înainte de bacalaureat, că n-avea -avea rost. Mă înscriu la facultate și rămân consecvent acestor valori care cumva Dumnezeu încear, începe și schimbă viața mea, pune oameni în jurul meu care, care îmi spun care sunt valorile Dumnezeu: Nu trebuie să mai fur, nu trebuie să mai copiez, trebuie să vorbești frumos. Am și acum un bilețel cu care mi-au scris fetele alea la, la stadion acolo: să nu mai fumez, să vorbesc frumos cu fetele, să citesc din Biblie și. Mă înscriu, mă înscriu, la facultate și continui să, să, nu, să nu, să, fiu consecvent la, 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 aceste lucruri. Și în anul 4, doi, doi colegi de-a mei îmi spun, mă, eu nu, noi nu mai putem să copiem, că toți stau lângă mine. Și deci, cumva, vedeți, dacă faceți un lucru și sunteți consecvent, lumea din jur vede lucrul acesta și el zice, nu mai pot, stau lângă tine și nu mai pot efectiv să copiez. Și au fost numai Duhul Domnului care, care cumva a schimbat și oamenii în văzând lucrul acesta. Și aș vrea să vă dau un exemplu, că atunci când ești credincios, chiar dacă lucrurile ți se par imposibile, atunci Dumnezeu schimbă totul. Deci, eu am luat o hotărâre. Domnule, dacă nu învăț, nu mă duc la examen. Că tot timpul când învățam ce împica, împica exact ce nu învățam. Așa că nu mă duc. Și aveam un examen la Construcții, nu știu dacă e cineva la construcții aici, aici, e cineva la construcții. Uite, fii binecuvântată. Și aveam metoda elementelor finite. Era o, o materie care îți, îți spunea ce făcea calculatorul în spatele lui. Aveai niște matrici cu 10 linii, 10 coloane. Era o prostie să înveți, din punctul meu de vedere, că era o. în fine. Mă duc la examenul ăsta de vreo 8 ori. De fiecare dată învăț la el, Dumnezeu, cumva, nu... Mă, mă certam cu Dumnezeu ultima oară, Domnule, zic, Do Doamne, toți colegii mei, că știi în ultimul an, care și ce, cum îți ca valoare, toți copiază, toți iau. Eu vreau să te onoresc pe tine. Eu nu copiez, învăț la fiecare examen și cu toate astea nu iau. Mai am două săptămâni și într un în, intru în, 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 licență și nu, nu pot să intru din cauza examen. Mă duc la prof, domn profesor, am învățat la fiecare examen, chiar nu mai știu ce să fac. Toți ori copiat, eram de-a dreptul deznădăjduit. Până la urmă îmi dă 8, iau, iau facultatea, primul din familia mea care are o facultate, primul din familia mea care se întoarce la domnul. Uh, și după aceea, ca orice bănățean de aici, din, din zonă, după ce termin facultatea, mergi și tu dincolo să muncești un pic, nu? Mă duc în Anglia și, uh, în cauza de lucru, Dumnezeu nu a vrut să mă duc acolo, dar, totuși, m-a binecuvântat în perioada când am stat să am ceva de lucru. Și, căutând în ziar, pe net, atunci, a ceva de lucru, am stat în Liverpool și acolo e un fel de. Eu iubesc moldovenii că lucrez numai cu moldovenii acum, dar era un, e un fel de moldovenească, engleză se vorbește acolo, abia îi înțelegi. Dar, vorbesc cu o doamnă vreo oră și ceva la telefon, până la urmă vrea ca. Uh, fiul ei să plinească meditații la ce credeți? La metoda elementelor fiind, că eu eram doxă. Nouă, de nouă ori am dat examenul respectiv. Deci cumva Dumnezeu așa așează lucrurile și face și din lucrurile care ți se par rele, le face bune. Și slavă Domnului, trei luni de zile l-am meditat pe, pe băiatul acela, Stefan îl chema, o luat și examele, eu am câștigat bani, chiar dacă am dat de nu știu câte ori examenul. Dumnezeu începe să restaureze la toate nivelul acel după aceea termin facultatea, iau, iau, iau mă angajez, încep să lucrez direct, așa mă pune. Dumnezeu tot timpul mă pus cumva în situații în care au fost complicat ca să pot să, 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 să răzbesc. Mi se nasc fetele și cumva. Exact la 180 de grade, de unde m-a luat Dumnezeu și unde m-a dus acum, e doar datorită lui și doar datorită harului lui. Și aș vrea să vă dau câteva uh, sfaturi din umblarea mea în lumea aceasta și din umblarea mea cu Dumnezeu. Și aș vrea să vă zic că toate plăcerile acestei lumi pe care vrei să le gusti, uh, îți o minciună, exact și ce-așa în duplicitatea aceasta. Diavolul te lasă și te lasă să mergi așa, unde stai tu în cămăruța ta ascunsă și ești duplicitar să nu te vadă lumea, te lasă, te lasă, te lasă și ani de zile, și ani de zile. Dar când, când te dă de pământ, te dă de pământ în fața tuturor, în fața uh, uh, familiei tale, în fața prietenilor tăi, lucrarea lui o face de, de râs, lucrarea ta o face de râs și în primul rând numele lui Dumnezeu, îl facem de râs. Asta vrea diavolul, să facem de râs numele lui prin viața duplicitară. Și indiferent de, de ce pofte, dorințe sau te, te, momește diavolul, să știi că este o minciună, este trecătoare, și eu când mă drogam și eram, mă credeam buricul pământului, eram, știi cât era, două, trei ore era fain. Că după aia începea din nou alergarea aia, de dimineața până seara, de dimineața până seara. Și nu știu, nu știu care zbatele batele tale acum. Poate crezi că drogurile, poate alcoolul, pornografia, jocurile din rog, bani, exact cum zicea Alin, poți să, să-ți aduc o satisfacție. E o minciună. E o minciună care îți va aduce o satisfacție acum. După aia o să-ți pară rău și o să auzi tot timpul în, în, în mintea ta. Iar ai făcut. Ia uite ce pocăit ești. Iar ești varză. Iar ai căzut. Așa sunt minciunile diavolului. Dar cum ați văzut, Dumnezeu restaurează și Dumnezeu aduce speranță. Că el în cuvântul lui, eu am o nădejde și un viitor pentru tine. Nu am gândurile, ci o nădejde și un viitor. Poate ai o prietenă sau un prieten. Și te gândi, oricum mă căsătoresc cu ei. Chiar nu pot să am relații intime potrivit. Nu mai pot. Chiar nu mai pot acum. Să știi că nu asta o să, Asta o să nu o să aducă binecuvântări peste familia ta. Peste familia ta, dacă stai în puritate, dacă stai în, în ascultare de Dumnezeu, va binecuvânta toată familia ta. Și asta am văzut și în casa mea. Poate ai probleme cu integritatea, cu corectitudinea. Biblia zice, daul tău să fie da și nuul tău să fie nu. Și aici am, am, observat legat de integritate și de corectitudine foarte mult în viața mea lucrul acesta. Cât am lucrat pentru ca angajat, am avut posibilitatea să fac o grămadă de șmecherii, o grămadă de combinații. Aveam sub mâna mea nu exagerez, sute de mii de euro. Și Alin știe, sutele de mii de euro. Orice subantreprenor am luat, orice angajat, nu am cerut niciun leu, niciun cent. Dumnezeu, știți cum a binecuvântat lucrul acesta? Când mi-am făcut casa, că Dumnezeu m-a binecuvântat să am posibilitatea să fac o casă, deși efectiv am plecat de la o lingură și o furculiță. Atât aveam eu o lingură și o furculiță, soția o lingură și o furculiță. Altceva, nimic în casă. Dumnezeu m-a binecuvântat și au venit oamenii. Normal că am lucrat cu cei cu care am mai lucrat. Și zicea, Îți fac eu hidroizolația gratis. Bă, nu, eu nu ți-am cerut gratis să-mi faci. Îți fac eu zidăria gratis. Îți fac cu tare lucru gratis. Nu le-am cerut. În fața Domnului, nu le-am cerut nimic. Ei au venit cumva și am simțit ca o binecuvântare întoarsă a faptului că am fost integru și am încercat să merg cât am putut în, în ceea ce Dumnezeu mi-a mi încredințat. Este, ia, mă, că Dar este un proverb că vorbim de proverbe. Ceea ce seamănă omul, aceea va și se cerea. Sunt exact, cuvintele Domnului. Mi-am <laughs> Mi notat aici că poate ai probleme cu părinții tăi. Dar vreau să, am mai zis și mai vreau să repet o dată, că poate spunem pentru cineva lucrul acesta. Aveți îngăduință față de părinții voștri. binecuvântați pe părinții voștri, că asta zice Biblia. Și vreau să spun că toate lucrurile așa nu s-aduc libertate, ci s-aduc subjugare și slavie. Asta am văzut în viața mea și asta am văzut în viața multora. Știți care e adevărata libertate? Să ai libertatea să faci ceea ce vrei, dar totuși să decizi să faci ceea ce trebuie, ceea ce este corect. Chiar dacă lumea acum efectiv îți zice, Domnule, tu meriți tot binele, tu meriți ca să fii împlinit, tu nu-ți mai place de soția ta, de soțul tău, schimbă și adu pe altul. Ce-ți mai trebuie așa ceva? Uită, tu, tu, tu ești cel care trebuie să fii în mijloc, în centru atenție. Dar vreau să zic un lucru din Cuvântul lui Dumnezeu și închid imediat. Care zice, Cuvântul lui Dumnezeu este corect și drept. Și cum își va ține curată tânărul, curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul tău te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abad de la poruncie tale, strâng cuvântul tău la inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cuvântul lui Dumnezeu zice să ne cinstim părinții, să recunoști pe Dumnezeu în toate căile tale, să fii integru, să nu fur, să nu minți, să nu prea curvești, să iubești aproape tău, să binecuvântezi pe cei ce te blesteamă nu total invers față de lume. Și asta zice din cuv cuvântul lui Dumnezeu, că vorbim despre înțelepciunea veche. Cumva, nu-i veche înțelepciunea asta. asta e actual, acum, din cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu... Uh, Gavrila îi zice, Marie, niciun cuvânt ieșit de la Dumnezeu nu este fără putere. Niciun cuvânt din, din Biblie nu este fără putere. Și dacă te întreb dacă mergi corect, dacă ești ok, știi cum îți dai seama dacă ești ok sau nu? Și dacă... Odată citind din Cuvântul Lui Dumnezeu și văzând ce zice Cuvântul Lui Dumnezeu și odată dacă poți să-i zici păstorului tău lucrurile cu care le faci pe ascuns. Poți să le împărtășești cu prietenii tăi. Poți să strigi ziua în gura mare ce faci noaptea. Deci dacă îi poți să faci lucrurile astea, înseamnă că ești pe, 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 drumul ce bun. Și mai vreau să te încurajez cu un lucru pentru anul 2024. Vreau să, spune, să spun ce zice Dumnezeu despre tine. Că eu, de multe ori mă văd așa, uh, 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 poate, nu. Diavolul de multe ori când, când îți zice minciuni despre cine ești, uite-te la tine, iar ai făcut cu tare locul, iar ai făcut cu tare, iar e slab, nu ești bun acolo, uite ce zic prieteni despre tine. Dar vreau să zic ce zice cuvântul lui Dumnezeu, că tu ești un răscumpărat, ești fiu și fică de Dumnezeu, ești moștenitor al împărăției. Nu mai ești rob, ci fiu, ești o creație nouă, Hristos a murit pentru tine, Duhul celui care l-a înviat pe Hristos din morți este în tine, tu ești templul Duhului Sfânt, ești sarea pământului și lumina lumii. Umblarea cu Dumnezeu este o alegere, dar nu poți fi nici și în car și în căruță. Nu poți să fii și cu lumea și cu Dumnezeu. Și exact cum zice Alin, ceea ce seamănă omul, aia și cu legi. Este un principiu foarte clar în Scriptură. Ceea ce semeni, aia cu legi. De unde semeni, acolo cu legi. Cât semeni, atât cu lege. Altcumva nu se, nu, nu se schimbă. Și vreau să te provoc un lucru. Vreau să te provoc în anul ăsta, să iei cuvântul lui Dumnezeu, să vezi care sunt adevărurile din cuvântul lui Dumnezeu, să vezi ce zice Dumnezeu despre tine și să nu mai trăiești în mediocritate. Vreau să trăiești, să-ți ridici capul și să te uiți la Dumnezeu ce vrea pentru tine. Să umbli pe cărăile lui, să croiești cărări drepte anul ăsta. Nu știu cum ai trăit până acum, dar asta vreau să faci, să te gândești. Asta vrea Dumnezeu pentru tine anul ăsta, să croiești cărări drepte acolo unde ești, la jobul tău, la școală, în familie, între vecini, tu ești lumina lumii, tu ești sarea pământului. Dacă sarea îți pierde gustul, nu mai e bun de nimic. Dar tu ești acolo ca să schimbi. Și Dumnezeu ne-a creat acum, în generația noastră, acum unde suntem, să schimbăm lucrurile. Și am văzut în viața mea, în jobul meu, de multe ori m-am m zbătut, nu mai vreau la jobul ăsta, vreau să schimb. Dar atunci când am făcut schimbarea și am văzut că, domnule, jobul ăsta vecinii ăștia mei îți puși aici lângă mine cu un scop, ca eu să le spun despre tine, ca eu să le învărturisesc Evanghelia. O să vedeți că atunci toată paradigma se schimbă și voi o să fiți lumina lumii. Dumnezeu lucrează și lucrează prin oameni, singur nu vrea să lucreze. Vrea să fiți parteneri, fiți binecuvântați.